V-am promis o comună europeană pentru că îmi doresc să avem o comună europeană. Și o să avem cel mai bine pus la punct sau cea mai bine instalată, cea mai bine și funcționabilă instalație de apă, pentru că așa cum spuneam, avem 2 milioane de euro pentru extindere, modernizare, reabilitarea instalației de apă și de stații de tratare. Vom avea 1400 de apometre electronice inteligente care ne vor ajuta în coordonanțele, cum se spune, în coordonatele standarde ale acestei instalații, în așa fel încât să nu se mai poată produce acele furturi de apă cu care comuna, fără să ne mai ferim, se lovește de zi de zi. Și sunt foarte mulți cetățeni care nici la ora actuală nu sunt descoperiți. Au fost foarte mulți care au fost descoperiți. Proiectele mele mai sunt următoarele care mi le doresc. Modernizarea și asfaltarea drumului din cătunul dealul Văraticului, din dealul Leului, traversarea și conexiunea între Steja și Dănciulești, reabilitarea reabilitarea și modernizarea căminului cultural de la școală, reabilitarea, modernizarea și dotarea școlii generale și un proiect care nu l-am promis și atât de când l-avem pe masă, se la pragul de licitație. Grădiniță nouă pentru copii, o căsuță nouă, avem grădiniță cu dotare, construcție nouă. Voi încerca în mandatul acesta să realizez mult mai multe proiecte și vis-a-vis de ceea ce am promis, că de obicei încerc să promit cât mai puține ca să pot să fac cât mai multe, pentru că așa e cel mai bine și cel mai firește și omenește din punct de vedere al majoritatea primarilor sau politicienilor, să promit mai puțin, dar să realizezi mai multe. Din nefericire, uitându-ne la cei din Parlament, promit multe, dar fac și mai puține. Da, vorbind doar de comuna noastră, ulterior, chiar vinerea asta o să ajung la Târgu Mureș, pentru că în conglomeratul meu de proiecte pe care mi le-am propus și mi le doresc, și o să le și vedeți treptat, ușor, ușor, pentru că deja foarte multă lume mă sună să mulțumească pentru diverse proiecte care le-am aplicat, că de exemplu am aplicat. Haideți să, de exemplu, să vorbim despre scena din Ronghia, care cu doar 30 de milioane de lei, 3000 de lei, am făcut o scenă de 100 de metri pătrați. Fântâna din satul Băgiș, care fusese lăsată în paragină, am reabilitat-o și am modernizat-o, am decolmatat-o și acum este funcționabilă. Oamenii pot să bea apă cu siguranță și cu inima împăcată din ea. Era o fântână, una dintre cele, printre puținele fântâni de mărimea aia, cele din Băcești. Sunt proiecte, cred că proiecte. În general, primarul trebuie să aibă ochiul format și să privească comuna ca și când ar fi propria lui gospodărie. Și dacă acasă ești fericit și mulțumit când ai curățenie, ordine și disciplină, cred că și în comună, dacă sunt aceleși obiective bine întemeiate, cred că cetățenii vor fi mulțumiți. Putem discuta și despre posibilitatea unei deschideri unei mini-fabrici de gaz comprimat în colaborare cu Rongazul. Sunt foarte multe proiecte și foarte multe realizări în viitorul apropiat și capacul tuturor proiectelor, așa cum am apucat să vă explic, va fi proiectul de anvergură cu care, și pentru care mă voi zbate până în ultima clipă și în ultima secundă din viața mea ca și primar. Și spunea undeva, și acum câțiva ani, spunea Grațiu, că democrația înseamnă, este acel lucru în care eu, ca și politician, voi încerca să-ți dau dreptate și atunci când nu ai, și mă voi bate și mă voi zbate pentru acest lucru până la ultima mea picătură de sânge. Așa că ultima mea picătură de sânge se numește asigurarea accesului și a sistemului de distribuție gaze comuna Stejari. Deci, ce avem noi aici? Avem proiectul de extindere, modernizare și instalație
de gazificare pe întreaga lungimea comunei, aici ne referim pe partea de drum județean Cap-Coadă, cum s-ar spune, din Balușan până în Piscoiu, și pe satul Băcești-Balușani. Am văzut că ați reușit să revigurați și activitățile tradițional-culturale ale localității. În primul rând, mi-am dorit și îmi doresc ca comuna Stejar să iese dintr-un anonimat în care ea este aprofundată de în ultimii 27 de ani. Nimeni n-a făcut mai nimic ca să iese din acest anonimat. Sunt foarte mulți oameni în Consiliul Județean, în Prefectură, care nu știu nici măcar unde e poziționată comuna Stejar. Sau n-au știut cel puțin până acum unde era poziționată pe hartă și câți kilometri sunt de la Târgu Jiu până la Stejari. Îmi doresc și sper să realizez ca eu și primar odată și pe de altă parte să ajung la același, cum să spun eu, la aceeași învergură precum este domnul Ion Ciocea. Îmi doresc ca atunci când spui Stejari să spui Păiuș și când spui Păiuș să spui Stejari. Îmi cer scuze. Comuna merită să aibă un primar care să-și dorească și să o iubească, să realizeze foarte multe proiecte și pentru ea și în primul rând sunt proiecte care le merită cetățenii comunei Stejari, pentru că sunt oameni deosebiți, am întâlnit a doua mea familie, pentru că eu cred că aici nu numai în primărie și în comună îmi regăsesc a doua mea familie și am început să am atât de mulți prieteni încât nici eu nu credeam că voi putea avea vreodată. Sper să rămână prieteni cu mine și după al treilea mandat, când poate nu o să mai fiu primar. Că mi-am propus, sincer să fiu, cel puțin trei mandate mi le-am propus să rămân primar pentru a demonstra și, bine, asta în ciuda faptului dacă le și merit. Acum nu pot să-mi propun eu trei mandate și să nu le merit, dar sper că în viitorul apropiat oamenii să realizeze că poate fără doar și poate îl merit și le merit și pe îl merit și pe al doilea și pe al treilea și așa mai departe. Singura mea problemă pentru care mă zbat pe lângă proiectul de gaz este și reabilitarea și modernizarea drumului județean. Pentru că aici vedeți dumneavoastră mă lovesc de foarte multe probleme pentru că nu am atât de mare aportul vis-a-vis de acest drum. Legat de cultură, legat de tradiții, am dus scena în Ronghia, am dus acolo unde era casa și locul, în umbra fagilor seculari. Am încercat să aduc artiști de renume, să facem mult mai cunoscută comuna, pe bani foarte puțini. Îmi doresc ca în anii viitori să aduc la un nivel bine implementat și întemeiat următoarele puncte turistice, gen mănăstirea monument istoric, mănăstirea umblătoare, de care foarte puțini oameni aduc aminte și oameni cu carte, cu studii din comună. Nu sunt foarte mulți oameni care știu această poveste, dumneavoastră o știți. Fântâna, monument istoric, Stejarii, deja deveniți faimoși, Stejarii secular, monument istoric la fel. Vreau ca împreună cu mici investitori și în aport cu primăria, cei care și-au deschis acele vestite agropensiuni să simtă că au susținerea mea și că vor avea susținerea mea în investițiile pe care și le-au propus și în realizările pe care le-au făcut. Sunt în discuții cu majoritatea investitorilor, pentru că în momentul de față avem două pensiuni pe raza comunei Stejari. Din ultimele discuții urmează și cea de-a treia. Dar știți cum e, vorbă multă sărăcia omului. La treabă că avem foarte multă treabă și în special vreau să-i liniștesc pe oameni că vor avea gaze în comună și că nu voi face la fel cum a făcut ceilalți primari, că voi trece din poartă în poartă, door to door, și să strâng bănuții, să le iau banii și cine știe, Doamne, numai Dumnezeu poate să știe ce s-a întâmplat cu acei bani, pentru că sunt foarte mulți cetățeni care s-au plâns la mine că au dat bani pentru aceste proiecte, pentru această investiție și vreau să vă anunț pe această cale că nu s-a făcut
nici măcar o banală cerere către Mediaș pentru a avea gaz în comună. Și vă promit că dacă e nevoie să mă bat în Parlament, în Parlament mă veți vedea cu acest proiect. Am văzut că nici activitățile sportive nu le-ați lăsat deoparte. Anul acesta ați avut o cupă de Vis-a-vis de activitățile sportive, dar fiind faptul că avem și o echipă de fotbal în comună, înaintea zilelor de Sfântul Ilie, avem și o minicupă pe teren redus și anul acesta am în colaborare cu dumneavoastră, am adus faimoșii băieți de la Rallycross. Sper ca la anul, în 2018, să ne ținem de cuvânt, așa cum am promis, să aducem în comună mult mai multe activități sportive și culturale. Pe de altă parte, îmi doresc ca la anul să avem un festival aparte pentru de cultură pe muzică folk, pentru că acest gen de muzică trebuie readus la viață. Oamenii trebuie să înțeleagă că fără cultură și fără carte, noi nu o să avem parte. Știți cum era? Dacă n-ai carte, n-ai parte. Și munca e brățara de aur, nu? Cam așa suna pe timpul tovarășului Ceaușescu, care îl am în fiecare zi și ne salutăm în fiecare zi când vin la birou. Și aș vrea să luați un cadru cu dumnealui. Da, eu cred că datorită lui avem foarte multe realizări în țara asta și care au ajuns să rămână într-o ruină dezolantă, pentru că nimeni nu mai face nimic și toată lumea doar promite, dar de realizat mai nimic. Așa cum spuneam, la treabă că avem mult de muncă și oamenii așteaptă și au foarte mari așteptări de la mine și nu-mi doresc nici măcar pe mine să mă dezamăgesc, dar pe iubitorii mei cetățeni pe care îi respect și îi stimez și pe această cale, uite că se apropie și sărbătorile și vreau să vă spun că îmi doresc să avem cu toții o liniște sufletească în sânul familiei, să ne înțelegem mai bine, să ne iubim mai mult, să ne ajutăm unii pe alții și să fim mai înțelegători unii cu alții și, în general, să nu ne mai grăbim fără să începem să avem așteptări, pentru că încet și cu răbdare toate au o rezolvare, credeți-mă, doar că important e să pui suflet în tot ceea ce vrei să faci. Iar atunci când ajungi la un apogeu în care pui sufletul pe masă în ceea ce vrei să realizezi, garantat va ieși un diamant fără cuvinte. O urare în prag de sărbători pentru localității Stejar, ce le spuneți? Păi ce să le mai doresc? L-am spus acum că adinioare. Deci, din partea mea știu că cred că au realizat că le vreau tot binele, îmi doresc și le doresc tot binele și ceea ce îmi doresc eu mie le doresc și cetățenilor. Cred că e cea mai frumoasă urare. Multă sănătate, domnule primar, și succes în activitatea și să dea Dumnezeu să rezolvați tot ce v-ați propus. Și eu vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Vă mai aștept de fiecare dată când evenimentele vor avea loc în comună, să fiți acolo prompt ca de fiecare dată și pe această cale îi anunț că nu îi voi dezamăgi nici măcar o secundă și cred că oamenii au realizat că voi fi prompt acolo pentru fiecare în parte, atât cât timpul mi-e permite, pentru că până la urmă aceleși 24 de ore pe care le-au dumnealor le-am și eu. Și foarte puțin știu, dar acum e mulți cunosc, puțin cunosc, de foarte multe ori mă cer și cu soția acasă că nu mai ajung la timp, că foarte multe ori ajung și pe la ora 8 acasă, dar i-am spus, ai vrut să ai bărbat primar, acum ia și suportă. Vă pup și vă salut cu mare drag.